Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Silvia, iar astăzi am revenit cu produsele terminate pe luna februarie. Din câte se poate observa, cutia este destul de plină și nu mă așteptam să termin atât de multe produse într-o lună relativ scurtă, să spunem. Sper tare mult să vă placă clipul și să-l urmăriți până la final, însă înainte de a trece la produse, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că am depășit pragul de 1000 de abonați. Pentru mine este un pas destul de important în deschiderea acestui canal de YouTube, să spun așa, și mă bucur tare mult că am reușit să ne strângem 1000 și de persoane aici pe acest canal pentru că am depășit puțin. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine la fiecare clip, că mi urmăriți clipurile, că vă plac, că mi lăsați tot felul de comentarii și sugestii, că mi dați mesaj chiar și pe Instagram referitor la diverse subiecte pentru că am vorbit și acolo cu câteva dintre voi. Vă mulțumesc tare mult și să știți că sunt ceva mai activă pe Instagram decât aici pe YouTube, așa că dacă vreți să vorbim sau să comunicăm mai mult, nu eu ezitați să mă urmăriți și acolo, o să aveți linkul în descriere unde vă aștept cu mare, mare drag. Și un alt lucru despre care vreau să vă anunț este faptul că am început și eu să înscriu persoane la Avon în echipa mea, pentru că sunt lider în devenire, să spun așa, și vreau să-mi formez o echipă, așa că pentru cei interesați, din nou nu ezitați să mă contactați pe Instagram și o să vă dau mai multe detalii în privat, bineînțeles. Iar acum că am menționat tot ce era de menționat, dau cutia la o parte și trecem la produse. O să încep cu un produs despre care credeam că l-am aruncat deja, însă se pare că l-am pus la cutia cu prose terminate și este vorba despre acest detergent de vase de la Pur. Noi pe acesta îl folosim, Pur Power, cu portocale și fructul pasiunii, miroase bine. Ceea ce nu prea îmi place este faptul că este destul de lichid și spuma se duce destul de repede de pe buretele de vase, dar în rest este ok și noi doar pe acesta îl folosim. 750 ml și are un preț foarte, foarte bun. M-am gândit să vi-l arăt. În ultimul clip cu favorite pe care l-am postat, v-am arătat câteva produse și o să trec așa fugitiv prin ele, pentru că dacă m-am vorbit în clipul cu favorite despre ele, nu are sens să insist asupra lor și în clipul de astăzi. Și este așa, balsamul ăsta de păr de la Sien, așa ca o concluzie scurtă. Să știți că îmi plac aceste produse foarte mult, având în vedere că le-am inclus și în clipul cu favorite. O să vă las un card pe sus în caz de vreți să vizionați acel clip. Acest balsam, iarăși de pe parfumul de la Argan Oil. din nou, îl ador efectiv și trebuie să-l cumpăr neapărat în varianta mare. Acest spray de față, l-am inclus și pe el în favorite, însă nu în clipul acesta recent, într-unul filmat acum ceva timp, dar tot cu favorite. O să vă las un card pe sus și pentru acel clip. Ce nu v-am spus în clipul acela cu favorite a fost faptul că lasă un fel de peliculă ciudățică pe ten, un fel de peliculă lucioasă, să zic așa, însă dacă aplicați după aceea o cremă de față sau machiaj, acea peliculă cu siguranță nu o să vă deranjeze. Am terminat și acest dezinfectant de la Lady's. De fapt, nu l-am terminat, l-am pus într-un recipient mai micuț și am zis să arunc ambalajul lui mare. Acesta cu 70% alcool etilic, 100 de ml. Să știți că m-a impresionat acest gel dezinfectant. Nu mă așteptam să-mi placă, însă, sincer vă spun, chiar îmi place. Are o textură ceva mai diferită decât alte dezinfectante pe care le-am folosit până acum, însă se absoarbe destul de rapid în mâini și cel mai important, nu usucă mâinile. Miroase destul de bine după ce se usucă și mie chiar îmi place. Mai am încă unul neînceput pe care o să-l folosesc. Am mai folosit și acest gel de duș de la Encanto Fascinating, aceasta este aroma mea favorită la miros, toate miros bine, nu mă înțelegeți greșit, însă aceasta este strict pe gustul meu. A avut 200 de ml și sincer să fiu, mă așteptam să fie altfel gelul ăsta de duș, Mă așteptam în primul rând să miroase ceva mai puternic și să facă mai multă spumă, pentru că nu face atât de multă spumă ca un gel de duș obișnuit de la Avon, să spunem. Însă mirosul mi-a plăcut, nu se menținea mirosul pe piele, dar mi-ar fi plăcut sinceră să fiu și mă așteptam din nou să facă ceva mai multă spumă. Și un alt lucru care m-a deranjat a fost faptul că după ce îl scoteam efectiv din tub când începeam să îl întind pe tot corpul, parcă dispărea efectiv mirosul acela pe care îl are el, dar în rest a fost ok. Și sincer să fiu n n-aș da prețul întreg pe el, pentru că mă așteptam să fie mult mai wow din punctul meu de vedere. Aceasta este strict părerea mea, știu și persoane care l-au lăudat și nu am nicio problemă cu chestia asta, însă aceasta este strict părerea mea și sper să mi-o respectați, să zic așa. Basamul ăsta de la Balea din nou, aveam ceva mai multe așteptări de la el a avut 300 de ml, a fost cu mango, l-am încercat pentru că a fost foarte, foarte lăudat și sincer să fiu, pot să spun că m-a dezamăgit un pic. În primul rând, mirosul mă așteptam să fie mai pregnant și să persiste pe păr, însă nu a fost așa și să și hidrateze ceva mai bine, însă a hidratat, nu pot să spun că nu, însă nu pentru părul meu care este super-super degradat, v-am mai spus eu. Pentru cineva care nu vrea o hidratare în profunzime a părului pe lungime, eu zic că acest produs o să-i se potrivească de minune, dar mirosul nu persista în păr, dar el în rest a fost ok. Pot să spun că descurca părul destul de bine și... Mi-l lăsa și destul de fin așa la atingere. Mai am încă unul cu cocos și sunt tare curioasă și de ăla. Dacă o să se comporte la fel ca acesta, nu cred că o să le mai recumpăr, sincer vă spun. Sunt mai ieftine cele de la Sien și îmi plac ceva mai mult decât astea de la Balea. Aceasta este strict părerea mea, repet. S-a mai terminat un gel din ăsta de ras de la CNM, știți că pe acestea le folosesc, momentan nu-l mai am pentru că am luat o pauză de la el, pentru că m-am săturat de mirosul ăsta bărbătesc așa, dar cu siguranță îl voi recumpăra. Eu de când folosesc acest produs m-am iritat o singură dată cu el, însă... Îl folosesc în continuare și îmi place super, super mult. Am auzit și persoane care au spus că nu i-a plăcut, plăcut acest produs deloc, dar pentru mine funcționează foarte, foarte bine și o să continui să îl folosesc și mă ține destul de mult un astfel de tub undeva la vreo două luni, în condițiile în care mă plez o dată pe săptămână pe mâini și pe picioare. Am mai folosit și aceste două pachete de absorbante mari de la Descrit. V-am mai spus eu că doar pe acestea cu negru le găsesc la cel mai bun preț în Carrefour. Nu are rost să dau uh, mult mai mulți bani pe un pachet exact la fel, tot cu 60 de bucăți, doar că pachetul are altă culoare, având în vedere că toate fac același lucru din punctul meu de vedere, așa că tot pe acestea negre o să le vedeți la mine. Momentan tot pe astea negre le am, vă spun sincer, și să nu credeți că păstrez pachetele de la o lună la alta, nu, chiar folosesc atât de multe absorbante, vă spun sincer. Acum rămâne la alegerea voastră dacă vreți să mă credeți sau nu, însă nu sunt genul de persoană care să vă arate aceleași produse în fiecare lună, nu văd sensul, sincer să fiu. Am mai folosit și două Mostre de la această loțiune de corp din gama Encanto cu magnolie corai. Să știți că mi-a plăcut foarte, foarte mult mirosul și o să mai folosesc mostre de la această loțiune pentru că am destul de multe, după cum ați văzut în ultimul unboxing pe care l-am postat, mi-am luat 40 de bucăți, dar da, să știți că miroase foarte, foarte bine, intră rapid în piele, nu lasă niciun fel de peliculă pe corp, mi îmi place la nebunie și da, v-am zis, o să mai folosesc astfel de mostre. Pentru că le folosesc și eu, nu le dau doar clientelor. S-a mai terminat și această rezervă de săpun lichid cu aloe vera la un litru. Ați mai văzut-o la mine pe cea cu lime. Văd că acum mai au cumpărat-o pe cea cu aloe vera, dar este bună și asta. Îmi place tare mult cu miroase și o să le mai vedeți la mine cu siguranță. Împreună cu ai mei am mai terminat și această cutie cu bețișoare de urechi de la Sien. Sunt niște bețișoare foarte bune, iar nouă ne plac foarte mult pentru simplul fapt că bețișorul în sine nu este de plastic, ci este de carton. Și mi-e îmi place tare mult și sistemul ăsta de deschidere al cutiei. Noi pe astea le folosim și cu siguranță o să le mai vedeți la mine. Sunt niște bețișoare de orec foarte bune și puteți să le folosiți și pentru machiaj, bineînțeles. Tot în favorite v-am vorbit și despre masca aceasta de la Ladies, așa că nu insist asupra ei. Tot în favorite v-am vorbit și despre crema asta de picioare de la Footworks, așa că din nou nu insist, dar ca o părere scurtă, mi-a plăcut foarte mult și masca și crema de picioare. Șamponul ăsta de la Head Shoulders din nou mi-a plăcut foarte, foarte mult. Pe ce să-l am primit a avut 90 de mililitri și în momentul în care îmi spălam părul cu el mi-l lăsa foarte, foarte moale. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și o să caut să-l recumpăr. Pentru că este un produs foarte bun. În general, produsele de la Head Shoulders sunt bune. Am mai folosit și două pachete din astea de șervețele umede pentru geantă. Le-am avut în geanta de la liceu. Mi-au plăcut foarte mult. Știți că pe cele de la Sien le folosesc eu cel mai des, dar mai cumpăr și piuri când nu găsesc Sien. Deodorantul ăsta de la Nivea din nou m-a dezamăgit, nu o să mai cumpăr deodorante de la Nivea, din nou îmi hainele foarte, foarte rău, nu persista, mirosul era unul ciudat, iar după ce l-aplicam la vreo jumătate de oră se transforma într-unul și mai ciudat, nu o să le mai recumpăr, v-am spus, 200 de mililitri, În ultima perioadă deodorantele de la Nivea au început să mă dezamăgească groaznic, așa că nu o să mai recumpăr deodorante de la ei. Într-un timp îmi plăceau foarte, foarte mult, dar de la un timp au început să mă dezamăgească rău de tot. Am mai terminat și exfoliantul ăsta, sau gel de curățare, mai bine zis, de la Balea, cu ceva vitamina E, C, pardon, nu știu unde văd eu E. Spune că are alcool de aici pe spate, este al doilea ingredient din câte se poate observa. A avut ceva particule prin el, nu pot să spun că nu, Însă atunci când îl aplicam pe ten nu simțeam să-mi exfolieze tenul exact cum o făcea cel pe verde pe care vi l-am arătat în clipul trecut cu prose terminate, dar a fost ok și nu cred că o să-l mai recumpăr pentru că conține și alcool de nat, iar cel de la Bevola nu conține. Și acum văd aici în colț că scrie ceva de microplastice. Sper tare mult ca acele particule exfoliante să nu fi fost făcute din microplastice pentru că am înțeles că sunt foarte dăunătoare pentru uh, supraviețuitoarele subacvatice, să zic așa, mă rog, animalele de na din apă, să zic așa. Așa că sper tare mult că nu sunt făcute din microplastice. Dar nu o să-l mai recumpăr oricum. O să arunc din păcate și aceste șervețele de machiante de la Bevola pentru tenul normal și uscat. Pentru tenul uscat și senzitiv, sensibil. Doamne, pardon deja încep să zic prostii, 25 de bucăți. Am folosit două șervețele din acest pachet, nu pe față cei drept, pe mână pentru niște swatch-uri și miros groaznic. Nu pot să-mi dau seama ce a pățit pachetul ăsta, de ce miros așa. Poate l-am găsit eu uh, expirat, l-am cumpărat deja expirat. Poate așa miros toate pachetele, nu am idee, însă miroase groaznic și nu pot să le folosesc. Mamei nici pe atât nu o să le dau să le folosesc, o să le arunc direct. Și stau acum și mă gândesc de ce nu mi-am cumpărat eu pachetul ăla pentru ten normal și gras. Pentru că eu am tenul gras, dar pot să spun din start că... 3 lei s-au dus pe apa. S metei nu ar fi o sumă extraordinar de mare, dar să zic așa că fapt divers, 3 lei, pot să spun că i-am aruncat pe geam, pentru că nu-mi place prosul deloc, dar asta e, mai nimerim și produse de genul. Am pus în baie, de fapt a fost în baie și acest odorizant, nu știu exact de unde l-am luat, nu știu cu ce era, însă chestia asta galbenă miroase foarte, foarte bine chiar și acum. Să știți că s-a menținut mirosul destul de bine în baie și a fost ok, chiar mi-a plăcut. Lichidul de deci era galben, din câte se poate observa. V-am zis, nu știu de unde e, cu ce aromă e, dar miroase bine. Am schimbat, de fapt am folosit aceste două periuțe de dinți de la Colgate, două bucăți în varianta medium. Au fost ok, mi a plăcut, eu nu am probleme cu gingii sensibile, așa că au fost ok în varianta medium, dar mi-aș fi dorit să fie sau să le cumpăr soft, dar au fost ok. Am mai terminat un pachet de șervețele din asta umede de la Pure, v-am mai vorbit despre ele. Nu sunt cele mai bune, însă apelez la ele atunci când nu am altceva ce să cumpăr din magazin, să zic așa. Mie îmi plac destul de mult și acestea, și chiar dacă sunt destul de subțiri. Și o să le mai vedeți la mine cu siguranță. Nu mai știu pe unde să le pun. Am terminat și acest parfumel, apă de toaletă da, apă de toaletă natural na, natural spray, mă scuzați, 80 de ml, Eternal Love. Pe asta l-am primit de la o colegă de clasă, ceva cadou. Mi-a plăcut are mult cum mirosea, însă nu persista, astfel că îl foloseam pe uh, pijamale după fiecare duș și prin cameră câteodată. Tot în favorite, v-am vorbit și despre acest deodorant care mi-a plăcut tare-tare mult și l-am recumpărat deja, așa că nu insist. Vă, invid... vă invit să vizionați acel clip ca să nu mă repet de 10 ori despre produsele pe care le-am menționat în acel clip. Am mai terminat un săpun din ăsta împreună cu mei, v-am mai vorbit despre ele din nou, așa că nu insist. 100 de grame, varianta mea preferată, cea cu căpșune clar. Uh... Am mai terminat și parfumul Pur Blanc. Și ăsta îmi place foarte mult, dar la fel nu persistă mai persistă mai bine decât ăsta, cei drept, dar nu persistă el 7-8 ore, ce știu eu. Persistă bine pentru apă de toaletă, dar uh, nu foarte mult, dar pe mine nu mă deranjează oricum. Mirosul îmi place foarte mult și atunci când o să l mai prind la ofertă, uh, cu siguranță o să-l recumpăr pentru că este un parfum uh, care mie îmi place destul de mult și este și foarte ieftin, chiar dacă nu persistă el atât de mult, mie tot îmi place. Am mai terminat și crema asta de mâini de la Ladies. Avea o textură super lejeră, ce e drept, ca cele de la Oriflame și mi-a de pe mână. Asta nu prea mi-a plăcut. A avut 75 de ml și mi-a plăcut tare, tare mult mirosul. Niciun caz nu mirosa a măsline negre. Miros, miroase această cremă a, a, a torone, dacă nu mă înșel. E ciocolata aia, un fel de ciocolată albă cu ceva alune prin ea și se găsește prin Italia, din ce știu eu. Nu mai știu exact cum se numește, dar așa miroase efectiv, niciun gaz a măsline negre. Mi-a plăcut mirosul, crema a fost ok, hidratat, dar nu mi-a plăcut textura și mai am încă una cu aloe vera și sincer să fiu nu știu ce să fac cu ea, dacă o să o folosesc și pe ea, dacă să nu o folosesc, dar mă mai gândesc. Mama a mai folosit pentru fratele meu mai mic acest săpun solid de la Johnson's, mama pe astea le recumpără, e tare mulțumită de uh, acest săpun. Uh, prietenul meu a mai terminat uh, acest uh, parfum de la Avon, este lac Limitless, i-a plăcut și lui foarte, foarte mult, având în vedere că l-a folosit pe tot și nu mi-a zis nimic rău de el, mi-a plăcut și mie foarte, foarte mult și încă miroase. Băi, dar persistă parfumul ăsta, deci nu aveți idee. Dacă veți, doriți un parfum de la în care să persiste foarte, foarte mult și să miroase și bine, așa puternic, eu vi-l recomand cu tot dragul. Știu că v-am zis eu că nu mai recomand produse pentru că suntem cu toții diferiți, dar ăsta trebuie neapărat să vi-l recomand. Este un parfum demențial, persistă foarte, foarte bine și cu siguranță nu o să vă dezamăgească. Când o să mai rămână în pana de parfumul, pentru că momentan are destul de multe, cu siguranță o să îl recumpăr dacă vrea, bineînțeles. Am mai folosit și un mini săpunel din ăsta pe care l-am primit de la o mătușă de-a mea din afară. Lux, un săpunel foarte micuț. am mirosit bine și a făcut foarte bine treaba. A făcut spumă, mai am din ele o grămadă. Și în cutie am mai rămas cu multe prose de machiaj, unele terminate, unele pe care le arunc, în afară de acest bic pe care îl arunc. Și această mini apă de parfum de la Faroe Rebel and Diva, parfumul meu favorit, nu mai insist, știți că îmi place la nebunie. Și în cutie, după cum ziceam, mai am doar produse de machiaj, unele terminate, unele mai puțin terminate, așa că le scot și vă vorbesc puțin despre fiecare. O să arunc aici foarte multe mostre de ruși, pentru că nu le mai folosesc și le am de ceva timp. Produsul de machiaj și singurul care este terminat este acest tuj de la Ladies din gama vinil, 24 de ore. În catalog spune că ar fi waterproof, dar nu este. Mi-a plăcut oricum foarte, foarte mult. Mi-a plăcut și aplicatorul. Îmi făceam condițiile de tuș foarte ușor cu el. Nu se întindea, dar v-am zis, nu a fost rezistent la apă, dar în rest mi-a plăcut are mult, se demachea ușor și, sincer să fiu, nu știu dacă o să-l mai recumpăr pentru că s-a strigat puțin și ambalajul din câte se poate observa, dar ieri ca tuș așa mi-a plăcut. Și Restul produselor o să le dau mai departe pe toate pe care o să vi le arăt pentru că nu mi se potrivesc și decât să stea în sertarul meu cu produse de machiaj degeaba, mai bine le dau mai departe. Și primul produs este acest creion negru de la Oriflame. Este foarte mic pentru că l-am mai ascuțit eu, dar nu l-am folosit, vă spun sincer, i s-a mai rupt vârful și așa mai departe, dar eu nu l-am folosit, absolut deloc, dar este super micuț din câte se poate observa. Rujul ăsta de la Makeup Revolution, ăsta negru, mă rog, teoretic ar trebui să fie negru, practic e un vișiniu închis, nu l-am folosit niciodată, nici nu, -am, nici nu am de gând să-l folosesc prea curând și sincer să fiu, am stat așa și m-am gândit realistic, mai când n o să folosesc eu un ruj în nuanța asta, așa că am zis că îl dau. Am păstrat doar două rujuri mov din astea închis, din patru pe care le aveam și am, am decis să păstrez doar două, nuanțele care îmi plăceau mie cel mai mult normal. Și următorul este ăsta de la Nars, tot într-o nuanță de mov, din nou când naiba folosesc eu nuanța asta, sincer, acum, să fim realiști când folosesc eu un astfel de ruj, eventual o dată pe an la un machiaj de Halloween, dar nu mă pricep pe cine știe ce ca să fac astfel de machiaj, așa că îl țin acolo degeaba. Este o nuanță faină, nu spun că nu, dar când îl folosesc, niciodată. Așa că o să-l dau mai departe, bineînțeles, dacă o să-l dorească vreo prietenă, dacă nu o să-l arunc și a e. Un creion din ăsta albastru de la Avon, pe care l-am primit acum foarte, foarte mult timp, înainte să devin o reprezentant, comandasem de la cineva eu niște produse de la Avon, făcusem o comandă mai mare și l-am primit cadou, nu l-am folosit niciodată de atunci. Pe asta o să-l arunc pentru că este expirat cu siguranță. Rujul ăsta de la Huda Beauty pe care l-am luat de pe Duo Cosmetics din nou să-l arunc pentru că este foarte, foarte lipicios, însă nu ați-mi place la nebunie. A fost 10 lei și îmi asum chestia asta pentru că la ce prețuri au produsele de pe acel site nu mă aștept să fie foarte calitative. O să arunc și, de fapt o să o dau mai departe, și două rujuri de la Avon, Ăsta din gama Perfectly Matte este nude-ul ăsta, Perfectly Nude se numește. Eu l-am mai folosit de pe deasupra rujurilor, pe centrul buzei, să fac așa un fel de ombre, dar în ultima perioadă nu l-am mai folosit, așa că am zis să mă despart de el roșul ăsta mi-a plăcut foarte, foarte mult cândva, are și mama rujul ăsta, cândva îl foloseam pe ei foarte mult și am zis, mă, decât să-i termin rujul mamei, mai bine îmi cumpăr și eu unul și ghiciște, după ce l-am cumpărat pe ăsta, nu l-am mai folosit absolut deloc și stă în dulapul meu cu prostii de machiaj, este un roșu așa murdar, să-i zic, cu ceva sidef prin el, nu mă prinde absolut deloc nuanța asta și am zis că îl voi da mai departe. Următorul ruj este ăsta de la NYX, din nou nici pe ăsta nu l-am folosit absolut deloc pe buze, doar prin soaciuri, cel mai probam pe buze și apoi mă ștergeam, dar nu am ieșit din casă cu el pe buze. Este faină nuanța, sincer să fiu, însă pe buzele mele arată tare, tare ciudat și ultimul ruj este ăsta lichid de la Nars, este o nuanță prea roz pentru mine și din nou mi se pare că nu mă prinde bine. Așa arată nuanța și o să-l dau mai departe. Cunosc prietene care cu siguranță o să se bucure de el mai mult decât mine. Și ultimul produs din acest clip și ultimul produs de machiaj pe care îl voi da mai departe, din păcate, este această paletă de machiaj. Știu că Gabriela Șantal uh, o laudă foarte, foarte mult. Uh, dragă Gabi, dacă te uiți la acest clip, să știi că mie, din păcate, această paletă nu prea îmi place, dar mă bucur că ție ți i place tare, tare mult și. Uh, Poți o folosești în continuare cu mare, mare drag, însă pe mine nu m am mulțumit în totalitate, cam așa arată nuanțele. Sunt faine, nu spun că nu, însă particulele de sclipici mi se par foarte, foarte mari și arată destul de ciudat pe ten, spui că m-am dat efect de cu sclipici, așa că am decis să nu o mai folosesc. Oricum n-am mai folosit-o de foarte mult timp și decât să stea acolo degeaba, uitați, așa sunt nuanțele. Am zis că decât să stea acolo degeaba, mai bine o dau mai departe, n-am mai folosit-o de mult și decât să o păstrez doar pentru ambalaj, care, sincer, o să fiu, îmi place tare-tare mult, am zis că mai bine o voi da mai departe și aia e, pentru că am destule iluminatoare de care uh, mă bucur mult mai mult decât acesta. Și acestea sunt toate produsele mele terminate pe luna februarie. Sper tare mult că v-a plăcut clipul. Nu uitați că în descriere găsiți Instagram-ul meu ca de obicei, unde vă aștept cu mare mare drag. Iar până la următorul clip eu v-am pupat. Pa pa!